Acest program informativ este destinat inclusiv pentru persoanele cu deficiențe auditive și de vedere. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Eugenia Sârbu și vă prezint știrile. Tragedia în orașul Nisporeni. Un biciclist de 56 de ani a decedat după ce a fost spulberat de o mașină, la volanul căreia se afla un tânăr de 20 de ani. Accidentul a avut loc în data de 18 decembrie pe strada Păcii, intersecție cu Industrială, în jurul orei 17. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. La fața locului a venit soția și sora victimei, care erau răpuse de durere. Martorii susțin că șoferul circula cu viteză excesivă, iar astfel impactul a fost inevitabil. Plecăm de la serviciu și mă ducem respectiv la casă personală, cum spune, pe strada Industrială. Am vrut să cotez partea asta, văzând de departare că vine o mașină cu o viteză excesivă și un bicicletă, biciclist, mai corect, că era unul, era cu doi, eu n-am observat, că spun eu ceva, că mai era și un copil, de urmă eu n-am văzut. Orice caz, cum l-a pocnit, cum spune, în mijlocul drumului, el traversa strada. Și corespunzătorul a trecut pe lângă mine, partea asta, lângă, adică, da, partea dreapta a mea de acum, dar a lui stâng. Au trecut partea asta, se vede că a lovit în stâlp, eu n-am reușit să văd ceva, nimic, fiindcă s-au trecut în câteva secunde. Și când m-am dat jos și am văzut, omul jos la pământ, mașina de acum tamponată acolo, am sunat la 112, nu s-a auzit frână, nu s-a auzit nimic, că la viteza mare frâna a mea, l-am auzit-o cu toate, că eu am făcut numai câțiva metri aici, așa, am oprit-o pe dreapta, că, mă rog, și dacă el nu cotie pe stânga, avea să tamponeze mine. Că vine cu viteză partea asta, cui trebuie să marcă cu viteză încolo? Din deal am văzut că vine cu viteză mare, dar n-am văzut când a venit încoașe, că repede s-a dus. Veniți la locul accidentului, oamenii legii au stabilit că biciclistul a încercat să traverseze strada când a fost lovit violent de un automobil. Din cauza rănilor suferite, bărbatul a murit pe loc. Șoferul a fost testat cu alcool testul și s-a constatat că nu era băut. Membrii grupului operativ de urmărire penală au stabilit că un cetățean în vârstă de 20 de ani, conducând un mijloc de transport de model Opel Astra, a tamponat un cetățean care se deplasa pe o bicicletă dorind să traverseze intersecția. În urma tamponării, automobilul a fost proiectat într-un pilon de electricitate, iar persoana tamponată a decedat la fața locului. Pot concretiza că în urma cercetării la fața locului a accidentului rutier, urme de frânare nu au fost stabilite. În prezent se petrec acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Conducătorul mijlocului de transport de model Opel a fost reținut în baza articolului 166, cod procedură penală, pe un termen de 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă de la 3 la 7 ani de pușcărie și cu privarea dreptului de a conduce mijloace de transport. O femeie în vârstă de 68 de ani a ajuns la spital după ce a fost tamponată de un automobil pe strada Suveranității din orașul Nisporeni. Accidentul s-a produs la 18 decembrie, chiar pe trecerea de pietoni. Oamenii legii investighează cazul. Victima a fost lovită violent de o mașină de model BMW, la volanul căruia se afla un tânăr de 21 de ani, locuitor al satului Milești, raionul Nisporeni. Imediat după ce a tamponat femeia, șoferul a fugit de la fața locului, însă la scurt timp a fost identificat. A fost solicitată ambulanța care a transportat victima la spital, fiind în stare gravă. A fost transportată de ambulanță serviciul medical de urgență pe data de 18, la ora 12:19, într-o stare gravă, cu traumatism grav, o politraumă însoțită de șoc traumatic.
Фрактура брацului стâng, фрактура gambii stângi, șoc traumatic gradul 3, a fost imediat spitalizată în secția de reanimare și terapie intensivă și a fost stabilizată. Potrivit doctorilor, starea femeii este acum relativ stabilă. A fost transferată azi la orele 10 în secția de chirurgie. Și acum urmează tratament de deșocare, care trebuiește de continuat 3 zile, cel puțin, pentru stabilizarea bolnavii și preconizează tratament chirurgical pentru fracturile brațului și a gambii. Femeia povestește că a văzut că șoferul venea cu viteză mare, însă nu a reușit să traverseze strada. Eu m-am dus și a luat pâine și cașă și eu zic chiar trec repede. Și de la Tatiana la deal vine o mașină așa cu viteză că, și n-a reușit, m-a atins cu botul. El zice tatăl băietului, ăsta au zis că cu oglinda, dar nu a putut să mă atingă cu oglinda, că și piciorul e rupt și mâna e ruptă. Și pur mă n-am mai știut nică. A venit cineva și m-a ridicat, știu că este ian, o mână mă ține de o parte și o mână de alta. Sara, alaltă sară, mă zic să o cumpăra mașina și ieri au făcut accident. Și gata. Și tatăl zic, tăta, și e bine, tată. Da, și e bine, și e că nu am venit nici să vadă și cu mine. Și luni să-i fac operație. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Deplasându-ne la fața locului, membrii grupei operative de urmărire penală au stabilit faptul că o persoană de gen masculin, în vârstă de 21 de ani, conducând un mijloc de transport de model BMW, pe trecerea de pietoni de pe strada Suveranității din orașul Mistureni, a tamponat un pieton care se deplasa regulamentar. Cazul dat va fi examinat de către angajații Inspectoratului de Poliție din Mistureni prin prisma prevederilor articolului 264. Alineatul 1, Cod Penal al Republicii Moldova. 18 decembrie a fost zi neagră pentru raionul Nispureni. Un alt accident rutier a avut loc la podul dintre satul Zberoaia și Grozești. Un automobil de model Volkswagen Passat s-a ciocnit cu o mașină Toyota care se deplasa pe aceeași bandă. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-a produs din cauza ceții. Poliția investighează cazul. Potrivit oamenilor legii, de la începutul anului, în raionul Nispureni au avut loc 21 de accidente rutiere, în urma cărora 5 persoane au decedat, iar altele 29 au suferit diverse traumatisme. Doi soți din satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi, au fost găsiți morți în propria casă. Cadavrele celor doi au fost depistate în stare avansată de putrefacție. Medicul legist nu a depistat semne de moarte violentă pe corpul victimilor. Preliminar, cuplul s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon. Soții ar fi pornit cazanul care se alimentează cu gaze naturale pentru a se încălzi. Acesta însă nu era dotat cu țeavă de eșapament, ceea ce a dus la decesul victimilor. Soții au fost găsiți de nora lor în dimineața de 19 decembrie, după ce a fost anunțată de vecini că aceștia nu au fost văzuți de câteva zile. Poliția investighează cazul. Începând cu 19 decembrie, prețul a două dintre cele mai populare tipuri de pâine de secară produse de compania Franzeluța a crescut. Astfel, pâinea Dacia, care costa 6 lei și 25 de bani, poate fi cumpărată acum cu 35 de bani mai mult. Pâinea Borodinski a crescut până la 7 lei și 80 de bani, cu 25 de bani mai mult decât costa anterior. Conducerea combinatului justifică această scumpire prin faptul că s-a majorat prețul făinii de secară, care este importată din Belarus. Prețurile sunt valabile doar pentru punctele de comercializare oficiale ale Franzeluța, iar în celelalte magazine prețul ar putea fi și mai mare.
Instituțiile educaționale din Republica Moldova pot participa la un concurs pentru a fi dotate cu seturi de robotică. Dosarele de participare pot fi depuse până la 9 ianuarie 2020, iar rezultatele vor fi anunțate până la sfârșitul lunii ianuarie. La selectarea instituțiilor beneficiare se va ține cont de numărul de elevi care învață în școala respectivă, experiența de utilizare a tehnologiilor în procesul educațional și infrastructura tehnică a instituției. Programul de studiere a roboticii RoboClub este implementat în Republica Moldova începând din anul 2014. În prezent, acesta este implementat în 156 de instituții de învățământ și biblioteci comunitare din țara noastră. În cadrul acestui program, elevii învață să construiască și să programeze roboți, astfel încât aceștia să realizeze sarcini complexe. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră, știrile noastre le puteți urmări și pe site-ul albasat.net, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe pagina noastră de Facebook. Numai bine!